Salut! E 9 mai azi. Unii zic că e ziua victoriei comunismului asupra nazismului. Opa, cineva aleargă în curtea mea, face sport. Fine! Eu ieri am zburdat. Sunt două fete și un moș le privește de sus. Am început să primesc felicitări cu besmertnei polc, cu ziua victoriei. Am privit mai devreme transmisiunea live a domnului Bobeică de la Strasburg despre cum e comemorată ziua Victoriei. A fost ieri comemorată în Europa ziua Victoriei pentru că tratatul acela, sau cum se chema, acordul, declarația de capitulare a Germaniei naziste a fost semnată pe 8 mai. Dar e adevărat că era o oră târzie și la Moscova deja se făcuse 9 și oricum Stalin a insistat ca să mai semneze o dată declarația și la Berlin. Și deci s-a întârziat și s-a făcut și 9 mai. Și iată de ce rușii sărbează ziua Victoriei în război 2 mondial. Cu o zi mai târziu, pentru că ei vor să fie anapoda, amintele. Alții, în schimb, sărbează, ați văzut și la televizor, vorbeau niște europarlamentari români, am promovat și pe Facebook evenimentul ăsta. Alții sărbează ziua Europei pe 9 mai și primesc felicitări și cu ocazia asta. Da, i-am ascultat și pe Clotilde Armand și pe Madame Maria Grapini și cine mai erau pe acolo și tot nu m-au convins. De ce? Mi-am adus aminte. Ce mi-aduc eu aminte de fiecare dată la început de mai, pe 1 sau pe 9 mai, cam pe la mijlocul anilor 80, în locul paradei tradiționale, se făcea paradă la noi în sat, organizat de școală, de președintele de colhoz, de selsoviet, ceea ce după aceea a devenit primărie. În locul paradei celie tradiționale de 1 mai sau de 9 mai, parad pabedă, a trebuit să merg cu vacele, cu tata. Știu sigur că era și tata. Nu știu dacă mai era vreun frate de-al meu, Ghenadie, poate, dar cred că era suficient pentru că noi aveam de regulă în perioada cea mai bună. Aveam o vacă și o vițică sau un vițel până îl dădeau la tăiat la carne. Dar nu, vițelul cred că nu luam la cereadă. Vacă sau vițică? Și vițică aveam. De asta probabil a trebuit să mergem doi. Și eram cu vacele pe gârlă la Alexeuca, băi, dar fetele astea fac gimnastică, paradă. Și nenea cred că l-a luat nevastă-sa în casă să nu mai stea la geam să uite la fete. Pe gârlă la Alexeuca, asta înseamnă cât vreo 2 km de la sat, de-a lungul râului Ligacea și după aceea la dreapta spre nord. În fiecare zi mergea cereada încolo. La început erau văcari plătiți de toată lumea, după aceea oamenii s-au gândit să facă curândul pe timpul Uniunii Sovietice și a venit rândul nostru. A venit taman în zi de sărbătoare ca să nu lipsesc de la școală, am lipsit de la paradă. Ne-am dus cu vacile. Am multe amintiri de la mers cu vacile, eventual cum strângeam ciuperci. Nu aveam tradiție de strâns ciuperci în familie, dar atunci, ca excepție, am găsit ciuperci albe sub balegi uscate. Pe gârlă aceea le-am strâns și le-am adus acasă. Nu știu dacă mama le-a legătit, că era foarte atentă și știa că multe ciuperci, chiar dacă par bune, ești sigur că dintre cele comestibile, poate să devină subit peste noapte o otrăvitoare și de ce? Nu sunt sigur că le-a gătit mama, dar țin minte că am strâns ciuperci de sub balicele de vacă. Sau țin minte că ne prindea ploaia și stăteam sub pelicula aceea și aveam grijă vacile să nu fugă în porumb sau ce mai era pe marginea gârlei, erau lanurile colhozului și era mare risc să intre acolo. Acum au făcut și o livadă. Dar atunci era fie grădină, fie lanuri de porumb, de sfeclă, de lucernă, ce mai era pe acolo, grâu. Și ploua și țin minte și atmosfera aceea. Dar pe 1 sau 9 mai, pe la mijlocul anilor 80, țin minte că m-a luat o vacă în coarne. Și asta nu o să o uit niciodată, pentru că e un eveniment memorabil în viața unui tânăr, a unui adolescent. Era o vacă alb-negru, cu coarne lungi ascuțite și o leacă
nărăvașă, mai nărăvașă decât a noastră. Noi aveam o vacă, Țambolea, cred că o numeam, pentru că era fătată sâmbăta, Țambolea. Sau Florica, nu ți-am minte, una dintre ele. Florica, pentru că de la flori. Aceea ajungea la Iaz, se prefăcea că vrea să bea apă, și pornea not, trecea Iazul și venea înapoi acasă. Că niciun văcar sau niciun consătean care mergea cu rândul nu avea răbdare să înconjoare Iazul, se duc să o aducă și să aibă grijă ei. Deci asta alb-negru era mai nărăvașă decât vacile noastre, care n-au fost niciodată alb-negru. Tot timpul vacile noastre au fost fie roșie, prima, rujana, fie alb cu roșu, toate celelalte. Asta era alb-negru și se dădea mereu la porumb. Cred că era porumb acolo, că dacă ar fi fost tutun, nu-mi păsa că dacă intra în lanul de tutun. A vrut să intre la porumb. De multe ori încerca să se ducă și mereu o descurajam, până când odată m-am dus mai nervos spre ea și m-am îndrăjit cu bâta sau cu ce eram. Nu eram cu harapnic sau cu bici, eram cu bâtă cel mai des, cu un harag, cu ce găseam noi pe acasă. Că nu ne duceam foarte des cu rândul, deci nu eram foarte dotați. M-am îndrăjit cu haragul celă la ea și vaca s-a revoltat și a venit spre mine furioasă și m-a ridicat și m-a aruncat de vreo două ore în sus. Am căzut mut, nu ca atunci când mă băteau polițiști și strigam poliția sau mamă, atunci am căzut mut. Vaca m-a mai împins așa cu botul pe pământ, puțin. Și după care m-a lăsat. Taică meu și ceilalți maturi care mai erau, erau departe de mine, pentru că nu e așa un câr de vreo 70-80 de vaci întins pe porțiune mare din gârla aceea. Trebuia păzit în puncte nevralgice, în colțurile turmei, sau cum îi se zice, cirezei de vaci. Noi zicem cireadă, nu știu cum se zice, turme. Și deci era departe, vreo 100 de metri, nu prea vedea ce se întâmplă. Dar eu m-am sculat, speriat, eram într-un fel de pantaloni blugi aici, în zona pubiană, era rupt, contrat cu cornul. Și m-am dus și am spus tate că m-a luat vaca în coarn. Cred că s-a enervat, s-a supărat, s-a fi urmărit o leacă, că el era așa nervos, dacă luam bătaie de la cineva, păi, sau dacă îl supăra cineva, vreun vecin, el supăra și îmbla cu măciuca după el. Era, justițiar cum îl ducea capul. Dar nu i-a făcut mare lucru vacii. Ce putea să-i facă într-un cârd când celelalte tot sperie și poate să fugă? Dar probabil vacii cele i-a mers vestea că, atenție, că împunge, cum se zice la noi. Vaca ia în coarne că împunge. După aceea s-a întâmplat ceva mult mai ciudat și mai la fel de memorabil, ca să zic așa. La vreo câteva zile mă trimite maică-mea la o mătușă de ei, la sora mai mică a bunicii mele de la mamă, satul vecin, dar tot face parte din pepenii noi. Du-te până la ea să-i duci sau să-i aduci ceva. M-am dus. Mi-a dat o boccelută, mă duc eu la Nana Catinca, bună ziua, m-a trimis mama. Bine, șez aici, m-a așezat pe scaun, stau eu să aștept, să duce pe nu știu unde la vecini. Vine cu o bătrână, cu o femeie, de-a lui Panică, de-a lui Gonciar, nu știu care era. Și încep să-mi facă vrăj. Vai de capul meu, când mi-am dat seama ce capcană mi-au făcut. Și eu eram elev din ăsta progresist, născut în URSS, care credeam în știință, în ateismul științific, în tot ce vrei, și toate chestiile astea obscurantiste mi se păreau penibile. Și am ajuns eu să fiu tratat în felul ăsta. Bine, poate cu un an, doi, trei, cinci mai devreme, bunica ne-a dus la biserică chiar și am asistat la Sfântul Aer sau ne duceam de curiozitate la Paști, la vreo sărbătoare din asta mai mare. Sau cred că odată ne-a dus la împărtășanii și am mâncat toți din aceeași lenguriță. Și n-am mai vrut. Da, așa să ajung să mă descânte. Și după aceea am venit acasă, am făcut mamei scandal
Și am aflat și detalii, cât și că au luat păr de la vaca aceea care m-au luat în coarne alb-negru și mi-a dat în bocceluță și m-am dus cu păr de la vaca aceea de la vecinii noștri, la Nana Catinca, la descântat. Și părul celălalt îl ardea acolo în ritualul acela. Nu știu de unde s-a transmis moda, tradiția asta de a descânta. Înțeleg că femeia aceea nu era foarte celebră, descântătoare și vrăjitoare, dar uite că nevoie de mistic, de soluții rapide pentru oameni, la îndemână, chiar dacă nu o cunoști, s-a transmis. Și de la unii la alții, nu sunt credincios, mă întreabă Eugen Florea, că eu nici atunci, dacă m-am născut în URSS, nici atunci nu eram credincios, pentru că așa ne educau la școală. În familie, părinții, da, erau credincioși, aveau icoane, își făceau sau își mai fac cruce la icoane, mai zic Hristos o viet, dar eu de atunci nu mai răspund la Hristos o viet, zic bună ziua, sau mă îndoiesc, acum că sunt ateu dezbotezat și militant. Deci tare m-a derutat. Mama acum îmi explică că am fost tare afectat, șocat de fenomenul acela. Zice că aveam insomnii, făceam tot felul de nebunii în somn și a căutat, m-a trimis pe la medici. A văzut că nu îmi trece spaima, șocul acela, s-a consultat cu bunicile și bunicile ce altceva au putut să sugereze decât ce știau ele de la bunicile lor. Hai să-l descântăm. Nu știu dacă am scăpat de spaimă și de șocul luatului în coarne, dar uite că a trebuit să trec prin experiența asta și de câte ori ajung la început de mai, mi-amintesc de acea parte a copilăriei mele. Eugen Florea, că e tare curios, dar în ce cred? Cred în dreptate, în solidaritate, cred în legi, cred în statul de drept, cred în umanism, în bunătate, nu? În ce cred? Unii care mă privesc într-o parte zic, băi, dar pe ăsta e mai creștin decât creștinii, decât preoții, decât micii samariteni. Da, poți să fii bun și necredincios, poți să fii bun cu alți oameni, să ajuți, să donez, iată, am donat sânge pe 13 martie și abia aștept 13 mai să merg să mai donez o dată, ca să ajut oameni. Donez sânge. Dacă aș fi trecut prin COVID, aș fi donat și plasmă cu anticorpi ca să salvez oamenii de infectați de SARS-CoV-2. Deci în asta cred, în valori general umane, valabile la toate religiile și la oamenii necredincioși, valabile în toate timpurile, datorită căror valori umanitatea a supraviețuit. Că dacă am fi crezut numai în Bojica, ne-am fi tăiat și ne-am fi spintecat în numele Bojicii, cum au făcut-o cruciații care s-au dus și au decimat populația Americii sau a Australiei. Ne-am fi spintecat între noi ca ăștia islamiștii, că tu ești șiit, că tu ești sunit, că tu ești gheaur, că tu ești trădător sau cum îi mai zic ăștia, păgân și tot așa. Dacă ne-am luat după capul religioșilor, vai de bâjă ar fi fost de capul nostru. Domnul Bobeică, vreau să-l informez că am vrut să intru cu el în direct, dar nu mi-a văzut invitația. Omul scrie 9 mai 78 la Frankfurt pe Odra, prima mea zi de serviciu militar în Germania. Da, el e mult mai în vârstă decât mine și eu sunt vechișor, să zic așa, dar el în 78, când eu aveam 5 ani, neîmpliniți, aproape 5 ani, el începea armata. Deci, o leacă, o leacă mai mare ca mine. Și începea armata în Germania. Da, au slujit unii. Eu n-am mai apucat să fac armata sovietică și chiar sunt încântat de chestia asta pentru colegii mei de clasă, născuți primăvara, născuți mai devreme, au fost luați la armata sovietică și fugeau săraci de acolo pentru că erau maltratați, era dedovcină, era și conflictele cele de la apusul Uniunii Sovietice și fugeau de pe la Dnepropetrovsk, fugeau de pe la din Transcarpatia, fugeau din serviciu militar, veneau pe jos acasă.
Sau alții au fost luați la război la Nistru și au murit. Eu am început serviciu militar, nu militar, serviciu de alternativă, civil. Inițial am lucrat pe șantier și după aceea la televiziune și 2 ani am plătit un sfert din salariu la stat, în locul armatei, din motive pacifiste. Mama chiar îmi reproșa. Dar de ce? Pentru că era posibilitatea să invoc și motivele religioase. Păi clar de ce, pentru că nu am temeiuri religioase să cer renunțarea la armată și după aceea am aflat că doar martorii lui Iehova pot invoca și cei care prezintă demonstrații că sunt la cultul acela pot să nu facă armata. Nu orice credincios, că toți o să zic că da, eu sunt creștin și din motive religioase nu vreau să fac. Acum se numește serviciu civil și recomand tuturor celor care vor să evite armata. Tu ai 47 de ani. Nu, o să fac la toamnă 47, acum am 46, nu te grăbi să mă îmbătrânești. Ar sta de vorba cu tine, ești un om care gândește special. Aș sta de vorbă. Eugen Florea, cred că pot să mă inviți acum, pot să accept, pot, a, da, cereri de participare. Pornesc. Dacă vreți, puteți să participați cu mine în dialog, dacă zici că gândesc special și hai să polemizăm despre descântece, despre credințe, despre 5G sau ce alte povești, vi se mai spun acum, mai ales la biserică sau celor care n-ați citit nicio carte, despre chipuri și tot așa, da? Sau despre Gheorghevskaya Lentăcica, sunați și haideți să vorbim. Aveți 2 omuleți verzi în partea de jos a ecranului, folosiți-i ca să intrați cu mine în dialog. Numai o persoană poate fi cu mine în dialog. Văd multe like-uri. Păi, ce i-a descoperit după Biblie și multe lucruri s-a descoperit. Eugen Florea, lasă-mă, te rog, cu povestea din Biblie. Biblia a fost scrisă de niște popoare migratoare, îl invit pe Gheorghe Bobeică în casă. Popoare migratoare primitive, sălbatice, și anume poporul evreu. Nu degeaba se povestește despre exodul din Egipt și despre alte barbarisme, dar au trecut mii de ani de atunci, realitățile s-au schimbat, vă rog să renunțați, citiți cartea aceea și distrați-vă la cât de primitivă este. Dar nu mai credeți în povești cu zmei, da? De ce vă convinge că Sfântul Gheorghe a ucis Balaurul și nu vi se pare la fel de credibilă povestea cu Făt Frumos din lacrimă care ucis și el Balaurea, că Mihai Sipică zice că e Ion Creangă modern. Da, îmi plăceau poveștile lui Ion Creangă, dar mai ales amintirile din copilărie. Dar mă sperie soacra cu 3 nurori, de exemplu. E înfiorător că asta se predă la școală. E la fel de sângeroasă ca și Biblia. La fel de violentă ca și Biblia. Ce învață copiii din soacra cu 3 nurori? Că nurorile poate să se coalizeze și să-și omoare soacra și să se prefacă că nu au vrut să o omoare. Nu știu de ce domnul Bobeică nu acceptă invitația. Dacă și-a anunțat intenția de a participa cu mine în dialog, trebuie să accepte. Dar probabil nu-i merge pentru că el stă cu telefonul pe verticală și am vrut să-i spun taman despre asta. Nu sta pe verticală, întoarce telefonul pe orizontală și pornește rotirea automată a ecranului și abia atunci ai spus participa cu mine în dialog. A, uite, o, a, ă, a, a reușit. Eu mă aflu aici în fața unui magazin Auchan. Dar Vă zic că spun. încă nu s-au relaxat. Cum de v-a dat voie să ieșiți în stradă? Uitați, am o autorizație. Ai declarație și te-ai dus după cumpărături. Și eu ieri am făcut 6,5 km pe jos. Deplasare de la domiciliu pentru a efectua cumpărături, alt punct Corect. pune dreptul Da. suprem. Și eu tot așa am scris. Cred că românii s-au inspirat de la francezi. Dacă ai de plătit mie de vreo amendă, convocare judiciară. Ei, și mă rog, și ai dreptul să te duci să faci lucruri de interes public dacă n-ai bani să plătești. Deci, astăzi, 9 mai, eu dimineață am plimbat niște patru piezi mei, ca de obicei, pe la ora 9, ora locală. Și profit și eu ca cât ei se plimbă, că, mă rog, vreo 15 minute e lung pentru mine, fiecare minută la vârsta noastră trebuie de
prețuit și mai e relativ și niște date. Și nu știu dacă tu ai observat, la urmă eu m-am dus acolo. În genere ar trebui tema aceasta de făcut online sau chiar de la locul cu pricina. E vorba de hotelul ăsta Maison Rouge, dacă tu știi, în Strasburg, aici la Om de Fier, nu departe este o clădire cu vreo 6 etaje. Acum se Am fost la vinde. Strasburg în 2009, dar nu mi-a arătat nimeni chestia asta. A ieșit o fată și ne-a ghidat puțin. Am văzut cum erau chinuiți opozanții, cum erau lăsați să nece în râu, legați de un stâlp și crescută apa și tot așa. Ne-am plimbat cu vaporașul, dar nu ne-a povestit nimeni despre Maison Rouge. Mata, atunci erai, cred, că ocupat sau nu ne cunoșteam în 2009, deci de asta nu știu. Și totuși nu cred că e bine cum faci, Mata, ca Maria Olar. Transmiți în direct și nu arăți fața celui care povestește. Și povestește foarte bine, documentat, interesant. Nu mi-arăți farfurie ce e zburătoare. Și stai cu farfurie zburătoare în cadru. Atunci de ce mai filmezi? Mai bine fă o înregistrare audio. Coleg, chiar și acum, spun sincer, eram în mașină și te-am ascultat tot parcursul de acasă până la magazinul ăsta Auchan și dacă vezi, eu sunt îmbrăcat de lucru, adică trebuie să plec pe urmă în grădina, Și mă rog. eu sunt îmbrăcat așa cum am dormit. Și ce mare brânză. Ia uite, am scrisoare de la Strasbourg. Putricica mea nu inspiră așa încredere și, mă rog, la vârsta mea, E, în da, genere, ești chip. Dar și vrei să te însori, pe poate. parte. Câte ori relatez de la Consiliul Europei, rog cameramanul să mă filmeze așa mai departe, ca nu se lasă timp ce ăștia auriți, care de acum am saturat să le explic francezilor că, măi, nu-s de aur, ăsta e 3 euro costă un dinte, de ăsta am fost în Sovietic. Și chiar Da, am fost. ștata avea de ăștia. Și îi spun, zic, uite, vezi, strălucește, zic că filmați-mă, vă rog, mai din înainte. Deci ne oprim la casa asta, Maison Rouge. Iată, eu întâmplător am găsit pe internet și voi chiar, dacă vrei și tu știi o leac franceză sau engleză, scrie 10 august 1944, Maison Rouge, Uniunea Europeană. Scrie cuvântul Uniunea Europeană. Deci la data asta, banchierii germani și mulți din SS germani care în secret s-au adunat aici într-o odaie și discutau despre viitorul Uniunii Europene. Adică, Hitler pierde, ce facem noi cu banii noștri, cum este? Și eu pus banii pe cont elvețian și banii ăștia pe contul ăsta din băncile elvețiane au fost folosiți pentru formarea Uniunii Europene. Tu înțelegi? Și chiar eu ziceam odată și i-am dat și o întrebare unui oficial din Republica Moldova, al Corman, el era președintele Parlamentului și el cândva am Și a fost și înțeles. ambasador la Berlin. Da, a fost ambasador și chiar a pus întrebarea asta. Și el a fost foarte șmecher și mi-a plăcut răspunsul lui. El a spus așa că, da, poate și a fost drept, dar să știți că și Napoleon a fost un om care a vrut să facă Uniunea Europeană. Adică el s-a dus mai departe încă în istorie. Și să știți că lucrul acesta este adevărat, într-adevăr, în multe informații am aflat pe tema aceasta, am fost chiar și în clădirea asta, am vrut să vorbesc cu directorul, dar nu mi-a dat voie să filmez în odaia și etaman unde a fost, că atunci era hotel, dar acum este un magazin comercial mare, așa că nu prea ai dreptul peste tot locul depozitelor să filmezi. Dacă ar ști multe lume adevărul, cam s-ar mai așa, și-ar pune întrebări. Deci, ieri 8 mai, cum am spus, la ora 23 și o minut, s-a sfârșit războiul oficial, cu toate că, dacă urmărim alte evenimente, războiul a mai durat încă câteva zile, au fost lupte armate, știți, la Praga, acolo și, în genere, dacă vorbim de al doilea război Păi mondial, războiul 2 mondial s-a terminat abia pe 2 septembrie, ia, păi încă după bombele da. cele la Hiroshima și Nagasaki, după ce au capitulat și Japonia. Deci nu s-a terminat războiul. Că am văzut primarul meu din sat, zice, oameni buni, cu ocazia războiului sau ceva de felul ăsta. Păi stai, războiul a început pe 1 septembrie, s-a terminat pe 2 septembrie, dar nu a durat o zi, o de Germania Dimensionat nazistă împotriva cui? A Poloniei, pe 1 septembrie.
Iar pe 17 septembrie chiar Uniunea Sovietică a invadat Polonia. Deci Polonia a fost desființată de două puteri opozante. Una dintre ele a câștigat în război, ajutată de Statele Unite. Statele Unite la început nu știa cu cine să țină, că îi părea și naziști periculoși și bolșevicii, comuniștii periculoși. Până la urmă trebuie să țină cu unii dintre ei, pentru că na, nu a avut de ales. O ales rău cel mai mic. Domn Bobei, că totuși nu-mi place conspirativita și scenarita matale și chestia cu bancherii cei germani care au vrut să financeze Reichul. Da, bancherii au vrut să facă bani. Da? Și când au văzut că banii lor se duc pe cop, că i-au băgat undeva în bănci elvețiene. Nu-i secret că băncile elvețiene tot timpul au fost rezervoarele de aur și ale mafioților din toate timpurile și ale bisericii catolice și ale cui vrei, ale tuturor relelor. Și acum ce să facem? Deamă? Băncile elvețiene sunt vinovate sau să facem imediat concluzie că al treilea Reich e Uniunea Europeană? Asta e o concluzie de care se bucură anume Kremlinul și propaganda rusească care vrea să bage zâzanie și să destrame Uniunea Europeană ca o putere economică concurentă. Dar nu cred că asta vrei, să știrbești Uniunea Europeană sau NATO. Ai semnal slab, de aceea probabil o să te rog să-i lași pe alții. Ciao, ciao. Mulțumesc foarte mult. Au revoir. Dacă mai vrea cineva să intre cu mine, să apese butonul verde din partea de jos a ecranului, sunt doi omuleți care ne-a întors soluția asta, care era în trecut și o foloseam, dacă țineți minte, în campania electorală de astă toamnă sau de iarna trecută, un an în urmă, când am candidat independent, anume în diaspora. Și atunci, în fiecare zi, făceam astfel de transmisiuni live. Astă toamnă n-am mai reușit să candidez pentru că am strâns degeaba semnături, mi le-au brăcuit și Comisia Electorală Municipală pentru Consiliul Municipal Chișinău și Comisia Electorală de Circumscripție 33. A zis că nu sunt bune semnăturile mele. M-am plâns la CEC și Comisia Electorală Centrală tot așa a zis că nu-s bune. I-am dat în judecată și instanța tot mi-a respins și am plecat scârbit din Moldova că nu s-a schimbat mare lucru și că regimul Dodon. Na, atunci eram împreună și cu Năstase și cu Maia Sandu. Dar comportamentul acelui regim nu se deosebea foarte mult de regimurile anterioare care tot îmi puneau piedici, dacă țineți minte, și n-am putut să candidez la prezidențiale, de exemplu, și tot așa. Oricum, instrumentul ăsta de transmisiune live și interactiv l-am folosit de multe ori în trecut, dar în toamnă cred că a fost oprit, la fel cum a oprit în vara anului trecut Google Hangouts. Și iată, trebuie să ne descurcăm și să găsim alte soluții. Nu mai vrea nimeni să comenteze nici despre ziua Europei, nici despre ziua Victoriei, nici despre faptul că am fost luat în coarne de vacă și după aceea trimis la vrăjitoare pentru descântat. Asta a fost, dar, amintirea mea din 9 mai. S-ar putea să mai intru în direct deja de la computer cu softurile pe care am învățat tot de nevoie să le mânuiesc. Mai în seară cu vreo temă pe care o să mi-o sugerați poate voi. S-a hotărât colegul meu de Hyde Park, Valeriu Gușan, din Polonia, să intre cu mine. Vedem dacă are și el ceva de comentat, după care probabil o să închid pentru că am treabă. Mă lăudam că am scrisoare de la Strasburg, m-am plâns împotriva României pentru încălcarea drepturilor mele. Și iată, am prima confirmare că scrisoarea a ajuns. Da, Valeriu, mă rog. Salut! M-aud Bună. bine? Da. Ok, eu cu 9 mai. 9 mai e așa o zi la noi duplicitar în România de Est.
Pentru mine 9 mai nu semnifică practic aproape nic. Eu sunt în Europa și azi, fix un an de zile în urmă, am ieșit prima zi la lucru. Deci pot să am, spun că am fix un an de stagiu Aniversariu, da. Asta e și s-a memorat că e prima zi de lucru. În rest, paradox se întâmplă la noi mult, chiar și instituțiile de stat, poliția, au pus o fotografie în care pe o parte scrie 9 mai, ziua Europei, și tot aici, lenta aceea de Colorado, scrie ziua Victoriei, 9 mai, 75 de ani de la Victorie. Da, Lenta așa, aceasta. așa un mesaj mixt a făcut și primarul de la mine din sat. Harta Moldovei, harta, nu harta, stema Europei și mesajul acela cu ziua Victoriei și cu panglica de Colorado, cum zici tu. E un fel Asta de scrocă înseamnă coimilă să amestici două lucruri mesaj care duplicitar, nu se care combină se unul cu contrazic, altul. două lucruri, da, două lucruri contradictorii. Ah, și încă o întrebare. Cum nu era până la tine posibilitatea să intri? Am reinstalat aplicația pur și simplu pe Android. Poate a apărut, eu n-am mai făcut o încercare de live, dar totuși înainte de a intra în direct am reinstalat aplicația și am văzut că deja am instrumentele de a accepta interacțiune. Asta deci e de la aplicații, de la Android. Da. Poate o să-ți apară ca cu actualizările, știi că aplicațiile Nu, oricum se la mine este, actualizează la mine este. Eu periodic. intru cu tine, deja A, este. deja tu ai. La mine era încă de mai A, dacă ai înainte, cu putut intra. Dumitru am intrat. Păi și eu am intrat cu Dumitru, dar când am pornit eu live după aceea nu mergea. Deci tu ca să apelezi pe unii poți, dar ca să fii tu apelat, îți trebuie probabil să reactualizezi, să actualizezi softul sau să-l reinstalezi. Vezi, încearcă, poți face acum un live și o să vezi dacă funcționează. Pot eu să intru de probă la tine și să zic, privet, din Bucarest. Ok, și cu ieri, alaltă ieri, cu ziua, cu pomana dată de România nouă. Iarăși, același lucru. Când trimiteau cutii Federației Tatară-Mongole, deodată se începe praznicul. Și chestia când au venit convoiul de ajutor de la România, am crezut că este mai modest într-un fel sau altul. De iarăși fac praznici, paradi, marșuri, evenimente festivi, chestii. Asta chiar deloc nu mi se pare normal. Dacă vrei să faci un ghid, mă faci frumușel, liniștit, așa ca mai puțin să audă. Că cu multă gălăgie, de obicei fac așa care nu dau nimic. De obicei rușii când fac ceva, îi fac multă gălăgie și nici ajutor. Și cam mi s-a asociat și ajutorul ăsta României. De o parte și înțeleg că ei se uită la statistică, toți îi mulțumesc Federației Moldovenii, sau cot Federația Rusă, ne ajută pe noi cel mai mult. Deși statistic, cifrele arată că Uniunea Europeană și România ne ajută cel mai mult. Și ei, într-un fel sau altul, fac multe gălăgii ca și moldovenii să audă că ea ne ajută și românii, nu rușii. Un Posibil fel de de asta îi fac. contrapropagandă. Posibil, nu știu. Contrapropagandă? Contrapropaganda e tot propagandă și arată jenant. E oricum. Bine, o zi bună. Mulțumim, noroc. Oricum ai vrut să îi oprești, așa că... Da, aveam oricum plan să închid. Na, m-aș bucura dacă ar intra, eu știu, femei cu mine în discuții. Tare vreau să o astfel de experiență de comunicare publică. Tare aș vrea să le văd alături de mine în partidul ăsta progresist verde în care m-am băgat și ați văzut că fac aproape în fiecare seară emisiuni cu verzi din toată Europa și din România. Seara am avut discuții cu colegi ai mei de aici, din sectorul 6, București. Încerc să organizez. Și domnul Bobeică vrea să revină, mai are ceva de spus? Sau i-a rămas apelul de data trecută? Încerc să organizez filiala sau organizația teritorială sector 5 București. Dacă sunteți careva din sectorul 5, vă poftesc
cu Brega în partid. Întâi să constituim organizația, după aceea să candidăm la alegerile locale și după aceea poate să candidăm și la parlamentare. Dacă nu cumva să anunțe alegeri anticipate în Republica Moldova și o să mă grăbesc să mă întorc acolo. Sau pot să candidez de aici, în Republica Moldova. Dau o fugă, duc actele și candidez din nou în Europa. Sper să nu se bage iar Maia Sandu pe circumscripția 50. Pe de altă parte, se pare că a dat o decizie Curtea Constituțională mai ieri și a zis că alegerile se vor desfășura doar pe sistemul celălalt, proporțional, vechi, dacă țineți minte, o singură circumscripție, toată Republica Moldova. Și deci, acum, dacă candidez independent, voi candida din nou ca în 16, ca în 14, când am candidat prima dată, unul la unul cu partidele. Și îmi pare rău că n-au coborât nici pragul electoral și va trebui eu, ca independent, să sper să iau 2%. Chiar dacă atunci, în 14, independent fiind, am luat cele mai multe voturi, am avut 14.000 de voturi și candidații de la partide au avut între 12 și 13.000 de voturi fiecare. Eu n-am intrat deputat pentru că pragul pentru independență e 2% și nu 1% cum ar trebui să fie în condițiile în care avem parlament cu 101 deputați. Dar asta e situația. O să mă bag în lupta politică și din Republica Moldova, dacă îmi va permite agenda, dacă nu cumva se vor suprapune alegerile de acolo și alegerile de aici. Aici deja am angajamente cu partidul ăsta și deci vreau să-l duc până la capăt. Dacă va fi posibil, voi lupta pe ambele fronturi. Asta e lupta care îmi place. V-am zis că am evitat armata din motive pacifiste, dar lupta politică mă ambiționează, mă încrâncenează, îmi place, mi se pare luptă pașnică, civilizată, dacă nu se folosesc metode murdare, ilegale, nedemocratice, dacă nu se folosesc vorbe de ură, dacă nu se folosesc etichetări. Am văzut pe unii, pe George Simion, de exemplu, cu slogan mai ieri, nu știu dacă avea slogan electoral sau doar un titlu de video. E timpul ca România să fie condusă de români. Vai, dar până acum cine? Nu tot românii o conduceau? Dragnea, Dăncilă, Băsescu, Iliescu, ia uite, numai după nume. Cum îl chema pe acela? Constantinescu, nu? Numai nume românești. Ce baci? Zăzanie, George Simion, îți plac naționalismele? Îți place să inciți la ură xenofobă împotriva etnicilor minoritari? Asta mi se pare nedemn și bun de condamnat, dacă nu chiar denunțat la CNCD, Consiliul Național pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării, sau la Comisia Electorală Centrală, BEC, cum se numește aici, sau Autoritatea Națională Electorală Permanentă. Și sper ca astfel de mesaje electorale să fie nu doar descurajate, dar chiar pedepsite. Ziceam, îmi doresc ca să intre femei. Văd că foarte multe femei mă privesc în clipa asta, chiar și mama, și o salut și mă bucur că e alături de mine. Mamă, am vorbit despre descântece, se privește înregistrarea asta de la început. O să o bag și pe YouTube. Am vorbit despre descântece. Deci mi-aș dori ca femeile care mă privesc, mă admiră și mă urmează să mă urmeze și în felul meu de a mă implica în viața publică, inclusiv în politică. Pentru că e necesar, sunt necesare femeile în viața publică. Ajunge cât v-ați sacrificat la bucătărie, în casă, în treburi casnice, pe ogoare, pe ogoarele patriei. E timpul să vă luați soarta în mâini, pentru că ați văzut, bărbații nu fac decât decizii mai mult pentru bărbați. Și deciziile până acum s-a văzut că nu au fost tocmai bune. Dacă nu mai vrea nimeni să participe cu mine în discuție și nicio femeie nu îndrăznește să intre măcar una din trei participanți, atunci o să închid, o să vă mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat. Ziceam, emisiunea asta o să o copiez, emisiunea live-ul, clipul ăsta o să-l copiez și pe
canalul meu de YouTube, vă rog acolo să dați like, share și să comentați, pentru că din YouTube mă hrănesc și ultima vreme îmi vin tot mai puțin bani de acolo din cauza crizei sau poate din cauza concurenței. Foarte mulți blogeri fac probabil conținut mai bun, mai interesant decât mine și publicul meu, chiar dacă e numeros, am aproape 66.000 de abonați pe canalul de bază și vreo 12.000 pe canalul alternativ Brega 2. Totuși, acest public al meu a rărit vizitele și like-urile și share-urile și abonarea la canalul meu, încât sunt și în criză financiară. De aceea, cine își permite, vă rog, fie să deveniți patron, fie să faceți donații ocazionale prin PayPal. Găsiți sub clip linkurile la PayPal și la Patreon, cum mă puteți ajuta financiar. Altfel, dacă nu, o să mă descurc. Eu o să iau bicicleta și o să merg să fac livrări sau mă duc la oficiul forței de muncă și mă înregistrez și mă duc să prestez munci ca toată lumea, dar probabil voi face mai puțin activism și civic și politic, pentru că nu e așa. Și voi știți, cei care lucrați, când ai de lucru, n-ai timp să te gândești la soarta țării, a umanității, n-ai timp să faci filozofie. De asta îmi doresc să rămân liber, curajos, cum am fost până acum, atâta timp și atâta lume m-a apreciat. Noroc!